Bună seara tuturor! Astăzi trecem cu nașul TV la un alt nivel, așa după cum puteți vedea, inaugurăm un alt studio cu mult mai frumos decât cel care era până acum. O să vă bucurați de el mult timp de acum înainte. Emisiunea Misterul la granițele cunoașterii are chiar bucuria de a fi prima care începe emisia din acest studio. În această zi, în această seară, vom aborda un subiect deosebit de interesant cu un specialist de marcă care ne va dezvălui multe lucruri despre secretele nutriției. Vom vorbi despre greșelile care sunt practicate de mulți dintre noi în această societate modernă, când și unde am uitat de multă vreme să ne hrănim corect, să ne trăim viața în armonie, așa cum ar trebui să o facem, mai ales că, paradoxal, astăzi avem mult mai multe informații la dispoziție decât aveam acum 50 de ani sau acum 100 de ani. Vom vorbi, printre altele, ca să știți de la început, că va fi o emisiune cu informații explozive chiar. Vom vorbi despre sarea iodată, despre consecințele ei, despre anumite statistici, dar despre multe alte lucruri. Vom atinge și problema vaccinurilor, un subiect de asemenea extrem de sensibil. Ei bine, este momentul să îl prezint pe invitatul acestei serii, domnul profesor universitar dr. Pavel Chirilă, președintele Asociației Cristiana. Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara, Doamne ajută, bine v-am găsit. Subiectele sunt extrem de incitante, dar emisiunea aceasta își propune ca întotdeauna să ofere informații publicului, informații valoroase, informații care se poată să fie aduse în viața de zi cu zi, să aibă un caracter util. Iar pe voastră sunteți unul dintre specialiștii români care au obținut rezultate, care au tras adeseori un semnal de alarmă în legătură cu anumite aspecte legate de medicină, de nutriție și, prin urmare, sunteți o persoană autorizată capabilă să ne dea nouă tuturor informații esențiale despre nutriție, despre secretele nutriției și, așa cum spuneam în începutul acestei emisiuni, despre greșelile care se fac în mod obișnuit cu consecințe dintre cele mai dezastroase pentru sănătatea noastră, pe care, dacă le înțelegem, ne putem îmbunătăți fundamental viața. A fost o perioadă în istoria civilizației când omul nu putea greși în alimentație, decât cel mult cantitativ, fie printr-o malnutriție, fie printr-un exces caloric sau plastic, dar mii de ani alimentele nu au fost altfel decât naturale. Ei bine, există principii ale alimentației rămase din vremurile acelea, mai în toate culturile, și în cultura europeană, și în cultura asiatică, și în jurul Mării Mediterane, și în cultura indiană. Ba chiar au fost epoci când speranța de viață era foarte mare, mult mai mare decât astăzi, de exemplu, dacă e să cercetăm spațiul culturii biblice și nu numai. Sau dacă facem trimitere la populația Hunza, despre care s-a și tot astăzi, vorbit. Exact. Da? Și astăzi există chiar o carte foarte valoroasă, apărută și în românește, scrisă de niște cercetători americani, care se cheamă 7 locuri din lume unde nu există boli și unde au identificat anumite comunități, aș putea spune, semideschise, unde se păstrează obiceiuri de viață, de secole, și ei au făcut o statistică privind starea de sănătate a acelor comunități. Și acum, ca o ironie, acolo cu siguranță toți se vaccinează, de aceea trăiesc 100 de ani și sunt foarte sănătoși. N-am citit în această carte. Cu siguranță nu, pentru că sunt comunități destul de izolate vaccina. În munți. Cred că nu se vaccinează. În fine, prima greșeală mare care a apărut în istoria alimentației moderne s-a produs în anul 1830, când a apărut, printr-un procedeu de fabricație, zahărul rafinat.
La vremea aceea am găsit o statistică care se referă la anii aceia, se consuma în țările așa zise civilizate ale acelei lumi cam 5 kg de zahăr pe an pe cap de locuitor. Astăzi, în Statele Unite, se consumă 55 de kg de zahăr pe cap de locuitor. Există un studiu care pune pe un grafic consumul de zahăr în ultima sută de ani, din decadă în decadă, și incidența cancerului pe ultima sută de ani, din decadă în decadă. Și putem vedea cum apar, se nasc două curbe ascendente și paralele. Cu cât crește consumul de zahăr mai mult, cu atât crește incidența cancerului de tub digestiv la ambele sexe și incidența cancerului din sfera genitală la femeie. Și acum se cunoaște și mecanismul patogenic prin care zahărul face acest rău în corpul omului. Pentru că dereglează flora intestinală, se aprofită, crește nivelul de estrogen în sânge, etc. Ei bine, a doua mare greșeală a apărut la sfârșitul secolului XIX, când niște cercetători au constatat că dacă toarnă săruri nitrice în sol, plantele cresc cu o talie mai mare, au mai mult la greutate, producția la hectar se dublează și această metodă s-a extins foarte repede în Europa și în America. La ora actuală se toarnă în pământul Europei, în solul Europei, cam 30 de milioane de tone de săruri nitrice, de azotați. Iar în anul 1980, revista Science a publicat pentru prima dată mecanismul prin care sărurile nitrice din sol și din mezeluri, pentru că și ele sunt tratate cu săruri nitrice, se combină cu proteinele din carne și la pH-ul acid al stomacului se naște o substanță numită dimetilnitrozamină. Această substanță este folosită în laboratoarele de oncologie experimentală pentru a provoca un cancer la animalul de experiență. Are efecte cancerigene sigure. Dacă îi dai unui animal de experiență nitrozamină astăzi, peste 14 zile știi sigur că are un cancer hepatic și poți să studiezi pe el. Sigur că la om efectul e mult mai lent, pentru că în mezeluri se turnau 150 de mg de săruri nitrice la kilogramul de produs finit, de vreo 2-3 ani încoace, nu știu dacă Comisia Europeană sau legile românești au dat voie să se toarne 300 de mg de săruri nitrice la kilogramul de produs finit. Și atunci ne așteptăm desigur și la o creștere a cancerului, în special de tub digestiv, unde se metabolizează nitrozamina, ficat, stomac, pancreas. Dar astăzi se știe că cancerul este principala cauza mortalității la nivel mondial, dacă am informațiile mele sunt corecte. În lume este pe locul 2 ca mortalitate, după bolile de inimă. Dacă relatăm altfel statistica, dintre toate țările europene, care țară are mortalitatea cea mai mare prin cancer, atunci o să găsim România pe locul 1. România este pe locul 1? Pe locul 1 la mortalitatea prin cancer și pe locul 1 la incidența cancerului la copii și pe locul 1 incidența cancerului de plămân, a cancerului de col uterin, a cancerului de creier și pe locul 2 vine imediat cancerul de colon. Aceasta este statistica dezastroasă a României în privința cancerului. Nu stăm mai bine nici la alte boli, dacă interesează pe oamenii care vă urmăresc, putem odată face o emisiune specială despre starea de sănătate a poporului român sau de boală, cum vreți să-i spuneți, pentru că din cifre poporul român este cel mai bolnav din Uniunea Europeană pe indicatori de sănătate oficiali. Asta este un lucru foarte grav și acum, dacă tot am atins acest subiect al stării precare de sănătate a românilor, ar trebui să
înainte de a vorbi și despre alte greșeli din alimentație și alte greșeli din procesarea alimentelor și din cultivarea lor, iată, cred că ar trebui să discutăm despre această lege abuzivă, totalitară, prin care singurul popor din lume care este obligat prin lege să consume sare iodată este poporul român. Deci nici măcar această lege, din câte știu eu, nu are vreun model luat de altundeva, ci autoritățile românești și-au asumat să fie pionieri într-un lucru care, în realitate, după cum am înțeles din studiile pe care ați făcut, se dovedește a fi unul dintre elementele care agravează starea de sănătate a românilor. Problema stă așa. În 2002, guvernul României din vremea aceea a dat această hotărâre de guvern care se cheamă iodarea universală a sării și prin care obligă întregul popor român să mănânce un surplus de iod în sare. Și aș fac o precizare, pentru că oamenii s-ar putea să nu înțeleagă. Ei se gândesc că sarea din comerț, dar nu. Orice produs care este în comercializare și în care România conține sare, exact, iodată. Exact. Sigur, vă spun sincer că mie mi-a sărit în ochi această hotărâre de guvern, în primul rând, nu ca medic, în primul rând ca cetățean al României, când mi-am dat seama că un guvern obligă poporul lui să mănânce ce vrea guvernul. Deci, din punct de vedere etic, din punct de vedere juridic, cum vreți să o luați, acest lucru este abominabil. S-ar putea să vină o vreme când guvernul să oblige poporul român să bea în fiecare dimineață un pahar de motorină sau știu eu, să mănânce niște cuie, ceva. Deci părea o hotărâre de guvern excentrică, nerealistă și mi-am pus problema, de ce asta? Mi s-a răspuns la niște emisiuni TV că poporul român este hipotiroidian și că de aceea guvernul nu putea să doarmă noaptea de grijă a poporului român, avea insomnii, era tot timpul preocupat și s-a gândit spre binele lui să-l oblige să mănânce iod ca să îl vindece în întregimea lui de hipotiroidie. Este o prima aberație din start, pentru că a presupune că 100% din populația României ar suferi de o astfel de problemă este o tâmpenie. Ori, dacă numai 5% din populația României, să spunem, n-ar fi suferit de asta, deși cu siguranță este o minoritate acel număr al românilor care suferă de o astfel de problemă și care ar fi justificat un surplus de iod, da? Majoritatea populației nu avea această problemă. Practic, prin această decizie de guvern, este obligat ca omul care nu avea o astfel de nevoie să se încarce cu iod, cu consecințe pentru sănătate, dintre cele mai grave, așa cum cred că o să ne punctați. Eu m-am dus direct la cifrele oficiale, la Institutul Național de Statistică. Da. Și am aflat că la vremea aceea existau în România înregistrați cam 10.000 de hipotiroidieni. Deci când s-a dat legea, erau 10.000 de înregistrați. 10.100, 10.200, ceva. Și asta e justificarea lor, că pentru 10.000 toată populația, da, trebuie să consume surplus de iod. Exact. Urma ca să fie iodați obligatoriu 21 de milioane de oameni pentru cei 10.000. Sigur că pare aberant, cei 10.000 puteau fi tratați cu... Da, în mod special. În mod special, nu asta era problema. Era clar că e altceva în spatele acestei probleme. Am cercetat literatura de specialitate la vremea respectivă și am aflat că o asemenea experiență de iodare excesivă a organismului uman cu iod s-a făcut în 3 locuri în lume. Într-un loc pe o școală, în alt loc pe un cătun și în alt loc pe un orășel din Australia. Experiența a durat 3 ani, s-au urmărit niște analize, niște parametri biologici la acești oameni, s-a văzut că se deteriorează progresiv și atunci cercetătorii au întrerupt experimentul și au cerut scuze și cu asta s-a încheiat, fără niciun incident. Deci științific s-a dovedit că consecințele pe o perioadă de 3 ani
sunt dintre cele mai negative. Exact. Iar la noi, de 14 ani, se aplică la scară națională acest experiment și, în pofida tuturor reacțiilor negative față de acesta, autoritățile insistă că românii trebuie iodați. Eu am făcut un articol și l-am publicat. Da. A doua zi am fost sunat de la Ministerul Sănătății și o doamnă directoare de acolo mi-a spus să nu mai vorbesc împotriva acestei hotărâri de guvern, că îmi va lua o interdicție de la Colegiul Medicilor și nu voi mai putea vorbi în public niciodată. Sigur, eu eram profesor universitar, vorbeam la studenți, nu știu dacă studenții sunt un public sau nu sunt, dar atâta, hai să spunem, a dus-o mintea pe această doamnă directoare. Nu era posibil, adică nu m-a speriat chestia asta. M-a chemat la o discuție, am fost, am încercat să-mi demonstreze că există niște studii, că poporul român este hipotiroidean, așa, și s-a terminat dialogul. După 4 ani și jumătate am refăcut statistica, am reluat datele statistice oficiale și am observat că hipertiroidia, boala Bazedov, a crescut de 5,6 ori în acești 4 ani și jumătate. Cancerul de tiroidă s-a dublat, a crescut de 2 ori. Hipotiroidia, care sperau ei să o influențeze în bine, n-a fost influențată deloc, nici în rău, nici în bine, și este foarte explicabil lucrul acesta, pentru că tratatul american al lui Harrison de medicină spune că din 18 cauze posibile ale hipotiroidiei, doar una este prin deficit de iod. Celelalte 17 au alt mecanism. În plus, au crescut, dar nu știu cu ce procent, alergiile la iod. Pentru că în medicina modernă se fac foarte multe investigații cu substanțe de contrast pe bază de iod. Și atunci au apărut alergii tot mai multe la investigațiile radiologice care foloseau substanțe de contrast. Ei bine, am publicat din nou un articol. Nu numai că nu și-au cerut scuze pentru acest dezastru, ca să-i spun așa, ca să nu-l numesc mai mult, putem să-l numim și mai grav decât atâta, dar guvernul care era în 2006, când am făcut eu această cercetare, a dat o nouă hotărâre prin care a dublat cantitatea de iod în sare. Deci a dublat cantitatea? Aproape a dublat, de la 24 de micrograme la 42, deci aproape, aproape. În condițiile în care statistici arătau, exact, că nu s-a rezolvat nimic. Care funcționează și astăzi, această hotărâre, da, de guvern. Asta funcționează astăzi. Ei bine, am să vă spun ceva interesant, nu mai știu dacă peste un an, doi, m-a contactat domnul Cioloș, în calitate de ministru al agriculturii. Și mi-a solicitat un studiu legat de efectul fierului în pâine. Și eu l-am întrebat, firesc, pentru ce doriți, domnul ministru, acest studiu? Păi a apărut așa o propunere că să punem fier în pâine. L-am întrebat care ar fi justificarea acestei măsuri. Și dânsul, și ne-am întrebat și eu și mi s-a răspuns de la guvern, dar Nata, nu știi că poporul român este anemic? Dânsul, am urmărit fenomenul și știu că a fost onest și s-a opus, deci s-a opus acestei, acestei măsuri. Nu mai avea mult din mandatul de ministru al agriculturii, după aceea mi se pare că a plecat la Bruxelles, în fine. Deci venise un ordin de sus cu trimiterea la Ministerul Agriculturii, care a trimis sarcina să găsească o justificare științifică, exact, care să permită introducerea de, da, deci fier prima în pâine. Dată poporul român era hipotiroidian, după aceea întregul popor român era și anemic și guvernele care se succedeau la fel nu puteau să doarmă noaptea de grija suferinței poporului român, în timp ce jefuiau, da, de toate resursele țara asta. Da. Dar era milă de omul simplu. Din fericire, introducerea fierului în pâine nu s-a făcut, pentru că dacă se făcea, procentul de cancere în România era mult mai mare, infinit mai mare, nu exagerez.
pentru că fierul este un substrat nutritiv foarte bun pentru celula canceroasă. Am înțeles. Și acum, pentru că încă nu este foarte clar pentru publicul telespectator, care ar fi consecințele negative, dacă ați putea să-i numerați, ale excesului de iod în alimentele noastre. Deci nu numai în sarea pe care o cumpără omul într-o pungă sau într-o cutie de la alimentară, ci și în pâinea pe care o cumpără, în mezelurile pe care le cumpără, în brânza pe care o ia, în orice produs care e nevoie să conține sare, conține sare iodată obligată, prin orice firmă care produce alimente este obligată să introducă nu sare gemă, ci sare iodată. Și apoi să vorbim și despre sarea gemă, care are alte proprietăți. Da. Deci hotărârea de guvern este clară. Orice producție sau comercializare a sării trebuie să suporte procesul iodării. Indiferent că se produce o sare românească sau e adusă din import, ea trebuie să fie iodată, altfel nu este acceptată pe teritoriul României. Ea nu este numai în solnița care e pe masă la musafiri, este în toate alimentele procesate, în pâine, în mezeluri, în preparatele de patiserii, peste tot, în mâncărurile de la restaurante, de la fast food-uri, absolut peste tot, legea spune că trebuie să fie sare iodată. Există o mică dezlegare, din fericire, magazinele de profil, adică magazinele naturiste, plafarurile, pot comercializa și sare normală, ca să-i spunem așa, și de asemenea produsele bio. Dar aceasta e așa doar mai mult ca să ia fața, ca să zic. Ca să spună că e democrație. Ca să spună că e democrație. Pentru că 98-95% din populație consumă 99% alimente. 99% consumă. Și pe de altă parte, magazinele mici, modeste, plafarurile de la colț de stradă, nu sunt capabile să aducă sare normală cu camionul de la salinele din România, pentru că economic nu sunt puternici și nici nu le rentează. Da. Dacă vând un geamantanaș de ceaiuri, câștigă mai mult decât la un camion de sare, de exemplu. Și atunci, practic, nu se întâmplă asta. Există foarte puține locuri în România unde se poate cumpăra sare normală. Sigură. Normal. Care sunt consecințele? Aceleași pe care le-am intuit la primul studiu. Dacă în 4 ani cancerul s-a dublat, vă dați seama, în 12 ani. Cam care e statistica? Cam care este, așa. Hipertiroidia a crescut de 5,6 ori, vă dați seama, în 12 ani cât a crescut. Alergiile la iod, în mod sigur, continuă să crească, pentru că am găsit un studiu care arată că și fără iodarea universală a sării, alergiile la iod cresc datorită uneori abuzului, alteori nevoii de a face investigații medicale. Și atunci foarte mulți oameni, măcar o dată în viața lor, au suportat o analiză imagistică cu substanțe de contrast și au fost încărcați cu iod corpul lor. Eu vă spun sincer, când m-ați invitat la această emisiune, am fost sceptic, pentru că eu aceste lucruri le spun de mulți ani, din 2002, în continuu. Mi s-au dat tot felul de răspunsuri, în dialog cu Institutul Parhon, mi s-a răspuns la un moment dat că această ploaie de cancere se datorează unei performanțe a cadrelor medicale care au descoperit mai multe cancere. Deci erau mai multe, doar că până atunci nu erau medici în stare să le identifice. Exact, și exact. Acum, dintr-o dată populația e mult mai sănătoasă, doar că știm noi mai multe. Exact, dintr-o dată directorul care conducea institutul vremea aceea și care a pus bază. Sunt foarte abili în a disimula. Da. Da. Din fericire, cancerul de tiroide nu este un cancer grav. Dar stresul, cuvântul acesta, cancer, care planează asupra bolnavului, îi scoate tiroida, rămâne dependent toată viața de o pastilă. Da, adică sunt niște consecințe. Sunt niște consecințe. În același timp, iată, din istorie, această țară
a fost de maxim interes nu numai pentru aur, ci și pentru zăcămintele uriașe de sare, inclusiv cele de suprafață, care a făcut din zona României pentru mult timp principalul exportator de sare, de sare bună, de sare naturală. Astăzi, România importă sare, cred că cea mai mare parte a sării din comerț este din import și nu avem voie să consumăm această sare, iată, în alimente, decât dacă este iodată. Care sunt proprietățile sării naturale? Cu cine aduce ea? Că vine sarea iodată, cred că și duce la eliminarea multor minerale benefice, adică forma finală procesată a sării, proprietățile, numai care sunt iod, dar proprietățile ei, chiar dacă n-ar avea iodul, sunt simțitor mai mici decât sarea naturală. Problema este așa. Majoritatea oamenilor, în lipsa unei cunoștințe adecvate, preferă sarea extrafină. Sarea extrafină este o sare mai bogată în sodiu decât sarea integrală și mult mai săracă în magneziu decât sarea integrală. Sarea integrală este mai săracă ceva în sodiu și mult mai bogată, de vreo 30 de ori mai bogată în magneziu. Și aceasta este o altă problemă. E un principiu, un concept al alimentului integral de care lumea modernă s-a depărtat destul de mult și preferă alimente rafinate, tot timpul alimente rafinate, zahăr rafinat, sare rafinată, lapte praf, etc. etc. Pâine albă, făină rafinată și așa mai departe. Cu cereale, cu Dar dacă ar trebui să continuăm lanțul greșelilor mari în alimentația modernă, datorită abuzului de săruri nitrice în pământul fertil al Europei și al Americii, imunitatea plantelor a scăzut foarte mult. Asta vă propun să vorbim după o scurtă pauză publicitară, okay, pentru că trebuie să ne oprim puțin și continuăm exact de aici. În același timp, anunț pe telespectatori că vom aborda un alt subiect absolut uimitor și anume vom vorbi puțin și despre tuberculoză și despre vaccinuri, pentru că România, deși populația românească este vaccinată de 30 de ani în procent de 90%, copiii mici sunt vaccinați cu vaccin împotriva tuberculozei, România este țara care are de 10 ori mai mulți tuberculoși decât media europeană. Și atunci, sigur, ne întrebăm cât eficient este vaccinul împotriva tuberculozei, dacă țările nordice, unde acest vaccin nu li se dă copiilor, nu au bolnavi de tuberculoză. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Am revenit. Așa cum ați văzut în prima parte, discutăm cu domnul profesor universitar dr. Pavel Chiriră, președintele Asociației Cristiana, despre subiecte deosebit de incitante. Am terminat prima parte a emisiunii cu trimiterea făcută de domnul profesor la plante și domnia sa dorea să vorbească despre consecințele folosirii în exces a insecticidelor. Vă rog. Folosindu-se de acum abuziv îngrășămintele anorganice, sărurile nitrice în solul Europei și al Americii, era firesc ca imunitatea plantelor alimentare, și nu numai alimentare, și a plantelor tehnice, dar ne interesează plantele alimentare, era firesc ca imunitatea lor să scadă, dăunătorii să atace din ce în ce mai violent culturile și atunci s-a născut nevoia folosirii unor insecticide, la care dăunătorii au câștigat rezistență foarte repede și numărul de insecticide și combinația dintre ele a trebuit să crească vertiginos. Numai în circa 30 de ani, până prin 1936, am citit un studiu, a crescut de câteva zeci de ori numărul formulelor și a combinațiilor de insecticide pentru a stăpâni invazia de insecte, microbi, acarieni, dăunători, etc. Acum deja există studii, am
citit un studiu chiar făcut pe fermieri americani care au o incidență cu 20-30% mai mare a cancerului de prostată și cred că și a limfoamelor, fermierii care ei stropesc culturile în ferma lor privată și stau foarte mult în contact cu insecticidele moderne. Ei bine, am mai trecut o perioadă de vreo 20-30 de ani, prin anii 50-60, a apărut a cincea greșeală alimentară care ne costă pe noi sănătatea astăzi. Este vorba despre apariția aditivilor alimentare, așa numitelor E-uri, unele inofensive, ca să spun așa, dar altele foarte toxice. Foarte toxice. Și întotdeauna se obține ușor introducerea unui aditiv în alimentație și după aceea trebuie 10, 15, 20 de ani ca să dovedească oamenii de știință că de fapt nu e chiar așa bine tolerat și că ar trebui scos. Și lanțul ăsta, așa, joaca asta de a eurile e permanentă. Vă dau un singur exemplu ca să nu lungim mult vorba. România este una din puținele țări, dacă nu singura, din Europa, unde băuturile răcoritoare sunt conservate cu benzoat de sodiu. Ce înseamnă asta? E o substanță chimică care se toarnă în toate băuturile răcoritoare din oraș pentru a o conserva. Benzoatul de sodiu este scos din circulație, pus în afara legii, în, cred eu, 90% din țările europene, ca fiind toxic și cancerigen. Iar la noi este... Numai asta se folosește. Numai asta. Din plin. Dacă... Și Ministerul Sănătății nu știe că acest produs este interzis în 90% din țări pe baza unor rezultate, unor analize care arată că este toxic? Nu știu dacă știu. Eu am mai spus asta la televizor, dar nu... Sunt interesați. Eu cred că Ministerul Sănătății și Guvernul României ar trebui... ca ONG-urile din România care sunt conștiente de aceste agresiuni făcute din prostie sau din rea credință să fie date în judecată și trași la răspundere și să oblige, chiar dacă se ajunge la curtea de la Haga, să oblige Guvernul României să schimbe aceste aberații de legi totalitare prin care îmbolnăvesc populația. Vă sfătuiesc, dacă vă duceți și vă luați de la un magazin o băutură de 2 litri cu așa neagră sau galbenă sau incoloră, da, să citiți eticheta și când vă duceți la Paris, să luați aceeași băutură, aceeași firmă, aceeași patroni, aceeași, așa, și o să vedeți o diferență fundamentală. În loc de benzoat de sodiu, la Paris veți găsi sorbat de potasiu, care este o substanță bine tolerată. Înseamnă că mai este o problemă. Nu numai autoritățile române sunt cum sunt, ci și producătorul care, dacă știe că în altă țară, totuși este lipsit de etică și de morală, încât introduce în România că dacă merge aici, probabil că îi costă mai puțin, că presupun că aici sau, cred că e problema. Sau poate că, cine știe acum, dacă facem trimitere la teoria conspirației și vedem câte lucruri se întâmplă împotriva omului simplu, poate că se dorește distrugerea populației românești din punct de vedere al sănătății și, da, în fine, putem specula, da, că ne permite ceea ce fac acești oameni. Nu știu, n-am dovezi să merg atât de departe, dar gândirea noastră trebuie să fie liberă. Da. Au mai trecut câțiva ani și a mai apărut o catastrofă. Cred mai mare decât toate. Organismele modificate genetic. Da. Acum 2 ani a fost, mi-amintesc, o mică bătălie la Bruxelles. Bătălie, așa, între ghilimele, lobby. Pentru ca organismele modificate genetic să poată fi cultivate și în Europa. Deocamdată toate țările europene permit comercializarea lor, dar nu și cultivarea pe solul european. A fost salvată sau amânată această problemă de profesorul Eric Seralini din Franța, care a hrănit un an de zile o grupă, un lot de șobolani cu porumb modificat genetic și după un an pe spinarea lor au apărut tumori maligne, cancere
care au totalizat mai mult, au fost mai mari decât șobolanul. Da. Știu că am văzut un reportaj și am înțeles că doar 30% din alimentația acelor cobai s-a bazat pe produse modificate genetic și aceste condiții, consecințele au fost dezastruoase. Adică, după un an de experiment, aproape toți cobaii au dezvoltat tumori canceroase. Și firmele producătoare de organisme modificate genetic au făcut experiențele lor, dar întotdeauna au fost oprite la 6 luni. Da. Și atunci au zis că nu apar, sunt ok. Nu știu. Ei bine, după știința mea, după această dispută de la Bruxelles... Dar știți că în România se cultivă produse modificate genetic? Tocmai aici este problema, că cei de la Bruxelles au spus că nu impun cultura organismelor modificate genetic în Europa, dar fiecare guvern poate decide în anumite limite. Și știu că celelalte țări au continuat să se abțină de la cultura organismelor modificate genetic. Doar România nu. România ar avea astăzi o suprafață mare pentru cercetare, ca un lot de cercetare. Dar din câte știu eu, se produce. Da, ca jurnalist puteți să mergeți pe urmele acestui fenomen. Sigur, am mai discutat această problemă a produselor modificate genetic și este evident că organismul uman s-a adaptat chiar și la alimentele din zona geografică în care este în timp. E vorba de un proces de adaptare care a durat mii de ani. În momentul în care tu vii și îi dai omului care este într-o anumită armonie cu ceea ce există în locul lui de baștină, îi dai produse modificate genetic, acestea sigur că vor genera, vor bulversa organismul și probabil că va trece, dacă lumea ar supraviețui acestui experiment cu produse modificate genetic, ar trebui să treacă multe generații până când, după ce s-ar muri 3/4 din populație, restul s-ar adapta la aceste produse modificate genetic. Este în mod evident o agresiune teribilă împotriva sănătății și ceea ce mă îngrozește pe mine este că aceste firme mamut care cultivă și dezvoltă produse modificate genetic au făcut și guvernele le permit acest lucru să înregistreze ca marcă înregistrată tot felul de plante și în felul acesta să dețină monopolul. Faptul că este un business care urmărește să îmbogățească pe acești oameni este vizibil în aceea că cele mai multe produse modificate genetic nu care ajung la consumator, la agricultor, nu produc, nu dau naștere la viață dacă sunt însemânțate în anul trebuie următor. Trebuie să cumperi din nou de la producător. Trebuie să cumperi din nou, ești dependent. Și aici este o situație foarte gravă. Într-o situație de catastrofă, un război mondial în care țările care au început să fie dependente de alimente pe bază de produse modificate genetic nu mai au acces și nu pot cultiva pentru că sămânța nu dă viață la generația următoare, înseamnă că le sunt condamnate la moarte prin înfometare. Noi avem și argumente științifice împotriva folosirii organismelor modificate genetic. Este vorba despre un mare procent de alergii alimentare care îl generează organismele modificate genetic, cât și susceptibilitatea de a face cancere. Dar avem și argumente teologice, de care noi ca civilizație creștină, religioasă creștină, care se bizuie pe etica și morala și dogma Vechiului și Noului Testament, dacă ne ducem la versetele creației, o să vedem acolo că după fiecare zi a creației apare o sintagmă care spune și a fost bine așa. În moment, Dumnezeu, fiind un Dumnezeu al perfecțiunii, nu putea crea ceva imperfect la creație. Ca să vină firma, nu știu care, americană sau românească, nu contează, și să spună după mii și mii de ani, corectăm creația, că corectăm noi creația, că știm noi mai bine. Da. Acum aș vrea să ne întoarcem la subiectul pe care eu l-am anunțat înainte de pauza publicitară, pentru că e un alt subiect sensibil, este problema vaccinurilor, dar în caz special
problema tuberculozei în România, în comparație cu celelalte țări, în condițiile în care populația românească este vaccinată la naștere împotriva tuberculozei. Cu toate acestea, suntem lideri la bolnavii de tuberculoză. Vă rog să dezvoltați acest subiect. Da, putem spune așa, în sinteză, deși nu sună frumos, că România este o țară canceroasă și tuberculoasă. Pentru că mortalitatea prin cancer este cea mai mare în România, dintre toate țările europene, incidența cancerului la copii este cea mai mare în România dintre toate țările europene, incidența cancerului de plămân, de col uterin și de creier este cea mai mare dintre toate țările europene și tuberculoza are cea mai mare incidență dintre toate țările europene. La tuberculoză cred că depășește comparația aceasta granițele Europei, pentru că este foarte mare. Ei bine, deși Ministerul Sănătății am văzut că s-a plâns că circa 20-30% din părinți refuză vaccinările în România și vor să instituie prin lege vaccinarea obligatorie, la tuberculoză nu se întâmplă lucrul acesta, pentru că vaccinul se administrează la naștere. Deci nu scapă nimeni. Nu scapă nimeni. Deci n-a scăpat nimeni. În România, da, nu mai există naștere la domiciliu. Eu, la vârsta mea, am prins în primii ani de la țară naștere la domiciliu. Acum toate femeile nasc în spital. Deci toți copiii născuți în spital sunt vaccinați. Cu foarte mici excepții în care sunt unii părinți care se duc de la internarea în maternitate și declară că nu vor vaccinuri. Încât statistica care am citit-o eu spune că în România există o acoperire vaccinală de 99,1% a vaccinului contra tuberculozei. În ciuda acestui fapt, incidența tuberculozei este cea mai mare în România. Acest lucru dovedește că ori vaccinul nu este eficient, ceea ce se poate, ori că există alte cauze ale tuberculozei mult mai importante decât lipsa vaccinării. Despre lipsa vaccinării nu se poate vorbi, că în România toți sunt vaccinați. Da, am înțeles, doamna voastră, că există un studiu făcut la Lausanne acum vreo 10 ani care a ajuns la niște concluzii șocante. Da, a ajuns la concluzia că vaccinul poate, împotriva tuberculozei, poate crește incidența tuberculozei, adică într-o comunitate, favorizează, într-o țară, favorizează. Acum 2 sau 3 ani, dacă vă amintiți bine, a fost și un semiscandal, așa, așa, după părerea mea, România nu are scandaluri adevărate, are semiscandaluri, așa, pe jumătate scandal, în care un număr mare de copii, după vaccinul BCG, au făcut adenită tuberculoasă, au făcut reacții ganglionare pe partea respectivă, a brațului vaccinat, așa. Unele din ele au trebuit chiar să fie îngrijite mai mult, pentru că s-au complicat puțin. Ministrul Sănătății din vremea aceea a ieșit la televizor și a spus că nu e cazul să ne scandalizăm, deoarece suntem în grafic. E normal să apară un număr de reacții adverse după vaccin și că nu are rost să ne inflamăm degeaba. Sigur, bănuiesc că dânsul vorbea despre copiii altora, nu despre ai dânsului. Așa. Și cred că au dat vina pe faptul că vaccinul provenea din altă sursă, din un alt laborator decât cel obișnuit. Cert este că există reacții adverse, nimeni nu poate contesta, chiar fabricantul, în onestitatea lui relativă, scrie în prospect că există reacții adverse la administrarea unui vaccin. Este și motivul... Inclusiv moartea subită. Subită. Da.
Este și motivul pentru care nu este de conceput nici pentru Asociația Cristiana, unde sunt eu președinte, nici pentru faptul că am predat bioetica la universitate, care ne învață pe noi ce e bine și ce e rău. Deci, din punctul meu de vedere, nu este de conceput să apară o lege a obligativității vaccinului. Vaccinurile trebuie lăsate libere și oamenii care vor să se vaccineze trebuie să se vaccineze. Iar cei care nu vor, trebuie, ăsta e cuvântul, să fie lăsați să nu se vaccineze. Hotărârea de guvern a sării odată a fost, cred, prima lege sau act normativ, că nu e o lege, e o hotărâre de guvern, cu caracter totalitar, după 89, în care... Mai țineți minte cine... Cine era prim-ministru? Da, cine era prim-ministru și... Cred că era guvernul Năstase atunci. Guvernul Năstase. Da. Care a dat hotărârea cu 24 de micrograme pe kilogramul de sare și cred că guvernul Tăriceanu a dat-o pe aia cu 42. Că oameni care iubesc poporul român. Probabil, da, și iodul se vindea în cantitate mult mai mare și atunci era bine pentru toată lumea. Da, da, da. Bănuiesc eu, nu pot. E un lucru care însă mă intrigă pe mine și care nu justifică teama pe care apologeții vaccinării obligatorii o au. Pentru că dacă vaccinul este eficient, și fac o paranteză, se vorbește tot mai mult despre faptul că nu o să-ți mai poți da copilul la școală sau la grădiniță. E un alt totalitarism. Dacă nu este vaccinat. Ori, să ne gândim la o chestie de logică elementară. Dacă copiii vaccinați de la școală și grădiniță sunt imunizați cu adevărat, un copil nevaccinat nu poate fi un pericol pentru aceștia. Prin urmare, ai opri accesul la un sistem de educație doar pentru faptul că nu s-a vaccinat, este o dovadă de ticăloșie, este un abuz totalitar pe care românii, dacă îl tolerează, înseamnă că sunt un popor de babe, fără conștiință și fără, cum să zic eu, vână a unui om normal, da, care ar trebui să poată să reacționeze în fața unui abuz. Copiilor nevaccinați, deci nu le este frică că îi îmbolnăvesc ceilalți. Asta e paradoxul. Da. Iar copiilor vaccinați le este frică că îi îmbolnăvesc niște copii nevaccinați. Ca și când vaccinurile care le-au făcut ei le-au făcut degeaba. Da. E ceva mai mult decât atât. Adică prefer cumva să abordez tot timpul științific problema aceasta. Au apărut recent două studii în Anglia, cred. Vi le pot pune la dispoziție când doriți. Foarte interesante, făcute de oameni de știință care nu sunt politicieni și n-au niciun interes în zonă, nici financiar, nici de reputație, nici... și care spun așa, ei asistă la o ploaie de infecții în lume, infecții rezistente la antibiotice, imunitatea naturală este prăbușită și... Și-au pus problema de ce se întâmplă asta. Și-au ajuns la următoarea concluzie foarte, foarte interesantă din punct de vedere științific. Ei spun așa că datorită abuzului de antibiotice în lume și datorită abuzului de vaccinuri în lume, microbii sălbatici au creat mutanți. Acești mutanți sunt periculoși și pentru copiii vaccinați și pentru copiii nevaccinați. De ce? Explică ei. Deoarece copiii nevaccinați au o imunitate naturală, anticorpi naturali obținuți de la mamă sau prin creșterea imunităților generale și acești anticorpi nu recunosc microbii mutanți. Pentru că niciodată în memoria imunologică a lor nu există un anticorp față de un microb mutant. Iar copiii ultravaccinați sunt și ei în pericol, deoarece vaccinurile sunt făcute din microbi sălbatici. Și anticorpii pe care au generat în corpul lor nu recunosc nici ei, microbii deci mutanți. Deci nici ei nu fac față la microbii mutanți. Exact. Da. Ca foarte, să înțeleagă... Foarte interesant, da. Și acum,
pentru că nu s-a subliniat acest lucru legat de tuberculoză, prin comparație, da, o populație românească vaccinată în procent de 99%, este pe locul 1 în Europa și nu numai la numărul cazurilor de tuberculoză, iar țările nordice, spunea dumneavoastră înainte de emisiune, unde vaccinul împotriva tuberculozei nu este introdus în sistemul medical, copiii nu sunt vaccinați pentru asta, nu au astfel de probleme. Acolo nu găsim, probabil sunt excepții cazurile de tuberculoză. E o dovadă în plus că și noi, fiecare persoană în parte și poate și guvernul, găsește soluții să îmbunătățească starea imunologică a populației, să aibă la dispoziție proteine de cea mai bună calitate, ca să-și construiască anticorpi pe o cale naturală. Nu mezeluri și salamuri, pentru că statisticile arată că poporul român mănâncă cam cu 20% mai multe mezeluri și salamuri decât media europeană, iar ne raportăm, ce să facem. Să găsească soluții, acum văd că a găsit una din soluții, să scadă incidența fumatului. 27% din adulții români fumează. Este cel mai mare procent din Europa. De aceea și incidența cancerului de plămâni este pe locul 1 în Europa. Deci se impun și niște măsuri sociale sau și educative. Educative, mai cu seamă, da. Și chiar restrictive, cum este această lege, în care, prin simplu fapt că a limitat locul în care se poate fuma, mulți nu vor avea prea multe prilejuri și vor fuma mai puțin sau vor renunța până la urmă că nu o să mai poată să epateze, mai ales tinerii, chiar oriunde. Dacă mai sunt în cele câteva minute pe care le mai am la dispoziție, să mai semnalați una dintre greșelile grave care a apărut în modul în care noi ne alimentăm și pe care le putem transmite telespectatorilor. În România există deja un mic segment de alimentație bio, dar m-aș bucura să apară și în România, cum a apărut deja în câteva țări occidentale, mentalitatea, că legea mi se pare că există, a alimentului tradițional, în care orășenii ies 10-15 km în afara orașelor mari și întâlnesc în calea lor ferme private, unde țăranul declară că nu a pus azotat, că n-a folosit insecticide, că nu a rafinat zahărul, că nu folosește făină albă, etc., etc., că nu folosește sare cu iod, și orășanul are încredere totală în țăranul care îi oferă spre vânzare aceste produse, iar țăranul în mod sigur nu-l păcălește. E o soluție pentru... E o soluție care funcționează în alte țări și care este plină de noblețe, pentru că arată încrederea dintre oameni, dintre români. Să știți că și în România se acționează pe această direcție. Unul dintre prietenii mei este vorba de profesorul Avram Fițiu, care predă la universitatea, la una dintre universitățile din Cluj, și care se implică de mulți ani pentru a dezvolta așa numitul lanț alimentar scurt, care vine direct de la fermieri până la omul din oraș, pe o linie fără intermediar, în care produsele crescute în ferme ecologice, bio, să ajungă la cât mai mulți oameni. Sunt astfel de proiecte care se dezvoltă, sunt oameni implicați și în România. Și există, deci funcționează deja, doar că nu e dezvoltat ca în alte țări, cum este în Franța, unde mi se pare că sunt peste 1 milion de astfel de mici întreprinzători care alimentează o mare parte din populația franțuzească. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, au fost lucruri deosebit de interesante și sper ca în viitorul apropiat să ne putem întâlni pentru a dezvolta și alte teme care sunt utile și până la urmă poartă girul unui om de știință care de o viață lucrează în această direcție pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine, să îi ajute să aibă o viață mai sănătoasă. Vă mulțumesc și eu. Succes Toate cele bune. Ne vedem peste o săptămână. Numai bine.